despre războiul din Ucraina, despre cum este afectat de alegerea lui Donald Trump în Statele Unite. Vom discuta în continuare cu invitații mei. Alături de mine, în legătură video, este domnul Dan Claudiu Degerato, expert în securitate și apărare. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. De asemenea, îl introduc și pe domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea, înainte de a discuta cu dumneavoastră, să prezint o hartă pentru a înțelege toți cei care ne urmăresc ce se întâmplă în țara vecină, în Ucraina. Aceasta este harta mare a Ucrainei și iată zona care este controlată de Federația Rusă împreună cu Crimeea și tot sud-estul Ucrainei până aici. Ceea ce vedeți cu cercuri reprezintă luptele care se dau pe frontul din Ucraina. Desigur, cele mai multe și mai aprige lupte sunt aici, în zona de est. Kurskul este undeva în zona respectivă, dar noutatea care ne interesează și unde ne uităm în acest moment la luptele care se dau sunt aici, în zona Zaporojie. De ce? Pentru că Federația Rusă pregătește un nou atac cu forțe proaspete spre Zaporojie. Desigur, cele mai mari și mai dure lupte sunt și în zona de est, în zona Donețk. Acestea sunt luptele care se dau. Aceasta este zona care în acest moment este controlată de Federația Rusă. Orașele care sunt atacate cu rachete de la distanță de Federația Rusă sunt, desigur, Kharkov, care este al doilea cel mai mare oraș din Ucraina. Ajung și în Kiev, chiar de curând au avut loc atacuri foarte puternice. Federația Rusă a lansat aproape 96 de drone și rachete. Este cel mai mare atac din ultimele 3 luni, s-a întâmplat ieri. Aș vrea să îl întreb pe domnul Degerato în continuare la ce să ne așteptăm aici, în zona Zaporojie, acolo unde Federația Rusă se pregătește de un nou atac. Trebuie să ne așteptăm, de fapt, la o intensificare a inițiativelor rusești de pe toate fronturile acolo unde va fi posibil. Putem să ne așteptăm inclusiv la suplimentări de forțe, la schimbări destul de bruște în materie de inițiative. Se vede foarte clar că există se simte un fel de grabă la Moscova pentru a intensifica aceste acțiuni, inclusiv toate știrile legate de Kursk și de pregătirea unei ofensive în Kursk, sugerează această grabă a armatei ruse pentru a mai încerca să lovească. Acum, sigur, oricum avea inițiativa pe front de mai multe luni, dar este important să înțelegem că acest lucru se face în contextul alegerii lui Donald Trump. Deci cumva Donald Trump este pus în această, să zicem, dilemă de a observa o intensificare a luptei în contextul în care, sigur, promisiunea principală vis-a-vis de Ucraina, de situația din Ucraina, era de fapt o reducere, nu? O implicare a noii administrații pentru reducerea și încetarea, măcar temporară, a focului. Deci, cumva, Moscova pune presiune în acest fel, nu doar pe Ucraina, pentru că acest lucru îl face oricum de multe luni, dar deja pune presiune și pe Washington, mai ales pe echipa care se pregătește, echipa lui Donald Trump. Și asta este stilul specific Moscovei de a invita, între ghilimele, la negocieri partea americană. Și putem să ne așteptăm în continuare la tot felul de alte inițiative din partea lui Vladimir Putin pentru a complica și mai mult ecuația în care trebuie să se implice viitorul președinte Donald Trump. În acest context, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Degerato, dar și apoi și pe domnul Mateiu, vreau să înțeleg dacă vor face diferența soldații nordcoreeni, care știm deja au fost aduși în Federația Rusă, dacă vor face diferența pe frontul din Kursk și dacă pot fi implicați inclusiv pe frontul din Ucraina.
Pot fi implicați oriunde vrea armata rusă, din punctul meu de vedere. Eu cred că nu va fi o problemă să treacă granița formală, fosta graniță formală. De ce? Pentru că discutăm de niște teritorii care, conform legislației Rusiei, sunt deja parte a țării mamă. Deci, cumva, există această formalitate, care nu este o problemă din punctul meu de vedere. În al doilea rând, dacă discutăm de eficiența sau dacă care ar fi contribuția trupelor nord-coreene, ea este importantă din perspectiva armatei ruse, pentru că armata rusă are nevoie în permanență de soldați. Nu se discută criterii de eficiență, nu discutăm alte lucruri așa cum încercăm noi să judecăm prin prisma unor criterii din, să zicem, din armatele NATO. Acolo au nevoie de multă masă de manevră, trupe care să fie implicate oriunde în efortul rusesc de a rupe frontul în orice zonă. Da, domnule comandor, domnule Mateiu, deci am văzut forțe nord-coreene care pentru prima dată după foarte mulți ani vor lupta într-un război, vor face diferența, vor fi eficiente, pentru că există o discuție și despre cât de bine pregătiți sunt soldații nord-coreeni, cât de slabi sunt sau care este calitatea fizică a lor. Nu, 10.000 de soldați sunt 10.000 de soldați, în sensul în care sunt o prezență, s-ar putea să se dubleze în viitor și mai ales în condițiile în care Rusia folosește multă infanterie în atacuri aproape sinucigașe, acele șturm, asalturi, forța nord-coreană este binevenită. Cred că da, în condițiile în care a cam scăzut entuziasmul pentru banii dați soldaților ruși să se înroleze, contribuția nord-coreană este foarte bună. Până la urmă sunt soldați cartuși, așa cum sunt mulți soldați ruși în clipa de față, și nu cred că ar fi apelat Kremlinul la Coreea de Nord dacă nu ar fi avut nevoie. Nu, cred că este o contribuție care ajută Moscova. Important este să vedem dacă va continua, în sensul în care vor veni și alte zeci de mii de soldați nord-coreeni. Da, în acest context, domnule Degeratu, mă gândesc dacă, iată, Coreea de Nord ajută Federația Rusă, în schimb, dinspre Washington vin semnale că ajutorul ar putea scădea. Și aceste semnale sunt declarații oficiale pe care le-am văzut în timpul campaniei electorale. Ce ar putea să fie din momentul în care Donald Trump ajunge oficial la Casa Albă? Ce se întâmplă a doua zi? Sigur, a doua zi se întâmplă mai multe ceremonii, dar cred că decizia politică cea mai importantă va fi totuși centrată probabil pe problema graniței, pe problema imigrației, deci pe multe agende interne. Probabil că vom avea primele semnale legate de intențiile administrației americane față de situația din Ucraina, în momentul în care să vedem discuțiile despre bugetul Ministerului Apărării, în momentul în care vom asculta audierile desemnatului secretar pentru apărare, adică nu se vor întâmpla lucruri chiar peste noapte și vor fi probabil mai multe discuții, mai multe dezbateri. După părerea mea, Donald Trump a testat de câteva, să zicem, săptămâni sau luni, a testat, de fapt, în primul rând, Ucraina. A testat-o să vadă cât este de solidă pe această poziție justă, fermă, eu știu, de neschimbat legat de cum se rezolvă sau cum ar trebui să fie finalul acestui război, nu? O victorie justă, așa cum spunea președintele Zelenski. În același timp, acum probabil că testează și Moscova sau urmează să testeze și Moscova, la fel cu tot felul de abordări. Nu? Este mai simplu pentru Donald Trump să înceapă această inițiativă de plan de pace, încercând să convingă în primul rând Ucraina și Kievul că trebuie să se gândească la anumite flexibilizări, cum se spune în limbaj diplomatic, să discute, de fapt, să găsească anumite probleme care pot fi rezolvate prin anumite cedări.
Și după aceea, sigur, își dă seama că e mai greu să convingă Moscova să cedeze și ea o parte din... Pentru că, repet, noi avem așa o imagine din bătălie, din campania electorală americană, ca și când Donald Trump ar prelua toate doleanțele președintelui Vladimir Putin și doar o să încerce să aplice la virgulă și la punct tot ceea ce cere Vladimir Putin. Lucrul ăsta nu se va întâmpla cu siguranță. El vrea să vadă, președintele american Donald Trump vrea să vadă de fapt cum ambele părți cedează anumite elemente tocmai pentru a găsi o cale de compromis. În acest moment nu există, să zicem, ceva clar, precis în poziția Ucrainei sau în poziția Federației Ruse. Federația Rusă, de fapt, are interesul să exploateze intenția americană, intenția lui Donald Trump de a deschide dialogul doar pentru a se legitima din nou ca superputere, nu neapărat să discute concret o soluție de pace. Iar Ucraina urmărește, în primul rând, o reconfirmare a continuării ajutorului și el va veni. Este adevărat că nu putem exclude o reducere treptată, accelerată, de fapt, eu știu, în 6 luni, a acestui ajutor, pentru că vor fi destul de multe probleme pe agenda internă americană care vor necesita resurse foarte mari. De exemplu, această discuție legată de o posibilă expulzare masă a unor imigranți din America. Nu? Deci, cumva, se vor lega anumite subiecte și probabil că Donald Trump este doar în faza de evaluare a anumitor poziții. Da. E foarte interesant ce spuneți, doar că am niște precizări și vă rog dacă puteți să mă lămuriți. Spuneți că Donald Trump va încerca să negocieze cu cele două părți, Ucraina și Federația Rusă, și va cere din ambele părți să vină cu cedări, anumite cedări, nu știm. Știm ce ar putea să cedeze Ucraina, adică să accepte ca o părți ale teritoriului său să fie ocupate de forțe ruse. Dar ce ar putea ceda Federația Rusă? Da, sigur, aici intrăm totuși pe un element, mă rog, sau mai multe elemente de, să zicem, speculații bazate pe niște ipoteze care pentru moment nu știu că sunt de plauzibile. În primul rând, sigur, e vorba de respectarea integrității și suveranității Ucrainei. Deci asta este, cum să spun, sigur, e ușor de lansat, de propus Moscovei, va fi mai greu de văzut cum se va asigura că Moscova respectă un asemenea potențial, să zicem, angajament. Dar dumneavoastră vedeți cumva ca Federația Rusă să fie convinsă în vreun fel să-și retragă toate armatele de pe teritoriul ucrainean, nu știu dacă de pe Crimea, dar din zona Donetsk, din zona de est? Politica este arta compromisului. Deci noi nu putem să excludem în acest moment, pentru că, sigur, nu avem foarte multe informații. Da. Dar sunt mai multe ipoteze, iar mai puține sunt într-adevăr plauzibile în acest moment. Aceasta va fi, de fapt, cum să spun, reversul actualei atitudini a lui Donald Trump față de Moscova. Pentru că la început, sigur, avem această imagine foarte binevoitoare a lui Donald Trump față de Moscova, încercând să deschidă un canal de discuții cu Moscova, așteptând anumite concesii, ca să ofere anumite concesii din partea Ucrainei. Dar în momentul în care Moscova, de fapt, va refuza, exact cum spune și dumneavoastră, va refuza, de fapt, să facă și nici cea mai mică concesie, pentru că știm, am văzut în ultimele 2 zile, am avut clar semnale că nu vrea să facă niciun fel de concesie, atunci vom vedea fața cealaltă a lui Donald Trump, care trebuie să găsească mecanisme de presiune și descurajare. Nu? Da, și atunci, da. Sigur că nu putem exclude, de fapt, să avem o întoarcere de 180 de grade a poziției lui Donald Trump, tocmai pentru că va fi refuzat sau chiar va fi, cum să spun, mințit în față de către Vladimir Putin, doar ca Vladimir Putin să mai obțină o întrevedere personală pentru fotografii și imagine și prestigiu internațional. Foarte deci interesant. Nu exclud, de fapt, o capcană diplomatică a lui Vladimir Putin, tocmai ca să-l atragă la o discuție inutilă, în care Ucraina va ieși destul de, cum să spun, deranjată și destul de, cum să spun, pusă la colț
Și după aceea să avem un revers, o schimbare totală de atitudine din partea președintelui american, tocmai pentru că se va simți folosit de Moscova. Da. Este, sigur, e o speculație a mea, dar vine chiar din faptul acesta pe care l-ați prezentat și dumneavoastră, că toată lumea este total lipsită de încredere față de Moscova. Nimeni nu acordă încredere în acest moment Moscovei că ar putea să mai respecte niște angajamente diplomatice care în trecut au fost încălcate. Mulțumesc, foarte interesantă această analiză. Domnule comandor, vreau să vă întreb și în ideea a ceea ce întrebam în momentul în care am început discuția despre nordcoreeni. Spuneați că 10.000 de soldați sunt 10.000 de soldați. Dar în acest moment foarte multă lume se întreabă de capacitatea, că și aici va fi interesant să vedem capacitatea armatei nordcoreene de combat, de activitate pe teren, astfel încât va ști și Coreea de Sud cât de bine pregătită este armata nordcoreană, care nu a fost implicată în războaie, în conflicte. De aceea, în acest moment, avem ceva informații care să ne răspundă la această întrebare? Cât de bine pregătite sunt trupele nordcoreene care au ajuns în Rusia? Nu, o să vedem cum vor lupta, dar foarte probabil au fost trimis soldați într-o stare fizică destul de bună și psihică îndoctrinați și să nu uităm faptul că au familiile ostatice acasă. Deci nu va exista, să zic așa, dezertare, masă și așa mai departe. Cam atât știm în clipa de față și n-aș vrea să speculez până când nu vom vedea primii prizonieri și primii interogatorii care ne vor da o imagine asupra nivelului de pregătire al Coreei. Da, dumneavoastră, specialiștii, la ce vă uitați când este vorba de pregătirea unei trupe? Care sunt criteriile care ne vor arăta că sunt sau nu sunt pregătite trupele nordcoreene? Succesul, în primul rând. Păi, situația sunt... în care... Mă gândesc că sunt carne de tun, ca așa zicea și dumneavoastră. Păi da, sunt folosiți, cred că vor fi folosiți în acele detașamente Storm, care în general sunt folosite, utilizate fără să țină cont de pierderi, în atacuri punctuale, mai mult pentru a dezvălui pozițiile ucrainenilor și după aceea vin trupe specializate cu o pregătire cât de cât mai ridicată. Dar nu putem specula, pentru că s-ar putea ca nordcoreenii să lupte în unități distincte, sub comandă proprie. Vom vedea. În clipa de față, atâta știm că au fost dislocați în curs, că ar fi intrat în luptă și au existat câteva imagini cu acești soldați nordcoreeni. Da, și unele imagini, eu citind în presa rusă, am văzut comentarii despre înălțimea lor, greutatea lor, pofta de mâncare. Acestea sunt lucruri cumva discutate deja de jurnaliști și care se pot observa din niște imagini. Nu știu în ce măsură vă ajută pe dumneavoastră analiștii să ne spuneți mai multe despre aceste trupe. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Degeratu, dacă este un pariu câștigător această colaborare Moscova-Pienian sau este mai curând un risc strategic pe care Moscova l-a luat, să nu uităm că a trebuit să semneze un acord militar cu Pienian. Eu cred că inerent Moscova ajungea în poziția să caute aliați care să facă mai mult decât să vândă muniție și să producă drone, pentru că, repet, este vorba de necesarul de forțe, de luptători în acest război. În același timp, Federația Rusă demonstrează cel puțin unor țări care sunt mai apropiate că este în stare să pună pe această linie a frontului și luptători străini care sunt asumați la nivel statal de către o țară, Coreea de Nord, care nu s-a sfiat să recunoască participarea. Ceea ce creează un precedent periculos pentru noi, dar atractiv pentru anumite țări care s-ar putea, nu? Coreea de Nord primește 800.000 de tone de orez anual conform acordului, plus acces la tehnologie spațială. Deci se creează niște oportunități pentru anumite țări care ar putea să fie dispuse să reproducă același model de acord strategic. Gândiți-vă că această știre oficială a acordului dintre cele două țări a apărut cu o zi înainte de reuniunea BRICS.
Da? Deci cumva, dincolo de ce ar vrea China și nu ce vrea președintele Xi Jinping, dincolo ce vor, eu știu, brazilienii și așa mai departe, Federația Rusă a venit cu un element pe domeniul acesta al securității și apărării, a cooperării strategice cu o țară izolată, sancționată și așa mai departe, pentru un obiectiv precis. Din punct de vedere al Moscovei, da, este un obiectiv strategic atins pentru acest război. Ce va fi după, vom vedea. Asta da. Este stilul abordarea Moscovei. Da. Generează, de fapt, niște, cum să spun, pune, de fapt, o parte din aliații BRICS, îi pune în fața faptului împlinit și modifică destul de mult din temele acestea, agenda pe care o discută BRICS în acest Mulțumesc. Moment.